Am lucrat o perioadă la piață, acolo cu hijab normal, но lumea diferit nu primea, dar cel mai mult pozitiv. Problemele au fost din partea colegilor care erau, din partea cumpărătorilor. La moment nu lucrez, caut de lucru, dar hijabul nu mi-e o problemă în căutarea serviciului. Cauza hijabului mulți te feresc într-o parte, nu văd. Ți s-a întâmplat să ai această reacție sau...? Nu, numai o dată. Dacă poți să ne spui mai multe detalii. Chiar acum 2 luni a fost la servici, înaintea mea a fost altul, nu la servici, la convorbire. Înaintea mea a intrat altă fată, fără hijab, normal. Și eu, din urmă, cu hijab. Faptul că eram cu hijab, deja reacția era negativă. Și normal că nu m-au luat. Dar ce te-au întrebat cei de la interviu? Dacă se poate, aș putea fără hijab, dacă aș putea sau să-l pun alt fel măcar. Și chiar după universitate am lucrat, tot 2 luni am lucrat din cauza hijabului, iarăși nu s-a putut. Ce nedumeriri sau ce nemulțumiri le-ai provocat potențialilor angajatori? Vor să fiu atrăgătoare, să fiu cu față scurtă ca să arăt bine pentru lume, nu știu pentru cine. Da. Acum ce job vrei să cauți? Tot ceva în oficiu secretar, poate, nu știu, ceva care să fie în încăpere, cel puțin. Cu toate că sunt inginer de profesie, dar mai greu să găsesc specialitatea mea. Cel puțin secretar aș vrea să găsesc undeva. Sunt în căutare. Dar de ce crezi că este o dificultate pentru tine să îți găsești un job cum ar fi secretar? Din cauza hijabului, iarăși. Oricum, secretarul e fața companiei sau ceva de genul acesta. Se întâlnește cu multe lume. Oricum, secretarea e față-față cu personalul, cu lumea de afară stă și trebuie să arate bine. De aceea e mai complicat pentru... Vrea să ai o coafură, să fii machiată, să arăți bine. Eu anume cu hijab vreau să mă duc. Pentru mine e o plăcere să merg. Dar angajatorul iarăși nu vrea. Atâta timp cât ești în contact cu clienții, ei sunt... privesc altfel. Să înțeleg că societatea noastră încă nu este pregătită, cum ar fi companiile, să te primească cu hijab? Nu în total. Și din ce cauză crezi că se întâmplă lucrul ăsta? Din ce cauză? Sincer, nu pot să înțeleg. Mentalitatea cred că e diferită la oameni. Nu toți te înțeleg corect, nu toți te privesc corect. Dacă poți să ne dai mai multe detalii atunci când ai mers la angajare, de exemplu, da? Ce fel de companie, ce servicii prestează și cum ai găsit aceste oportunități de muncă? Când am lucrat 2 luni, atunci cineva mi-a propus, s-a dus secretara și să o înlocuiesc mai departe. Și... cu plăcere m-am dus, am lucrat 2 luni, a spus că e foarte bine lucrez și contabila era mulțumită, că eram mai mult cu contabila lucram, dar tot prin cunoscuți, adică nu am primat sau așa singur să găsesc atunci să primit prin cunoscuți și chiar mi-a plăcut lucru, dar din cauza... A venit într-o bună zi directorul să vorbească cu tine? Spus că, uite, am alt înlocuitoare a ta, timp de o săptămână, te rog, arată-i. Și asta. Ți-a explicat motivele? Motivele? Nu putem lucra împreună. Mi-a plăcut cum lucrezi, dar sorry. Acestea au fost perioade de încercare. Nu știu care e motivul.
până la urmă. Dar tu crezi că este din cauza hijabului? Cred că da. Ce vei face în continuare dacă nu vei reuși să te angajezi sau vei mai încerca să găsești totuși o companie? Încă încerc, fiindcă posibilitatea să deschizi ceva personal e cam greu și totuși o să încerc.